Primarul Ion Lungu a ținut să-i menționeze președintelui României, Klaus Iohannis, importanța ramurii culturale la Suceava. Și trebuie să spun foarte clar aici că aveți și dumneavoastră o contribuție la această sală și mă refer la faptul că în anul 2009, când am avut un schimb de experiență la primăria Sibiu cu dumneavoastră, am înțeles un lucru, Sibiu tocmai fusese recent capitală culturală, că evenimentele culturale, cultura, poate contribui la creșterea economică. Și iată că an de an am alocat cât mai mulți bani, tot mai mulți bani la capitolul cultură. Astăzi undeva avem la cultură și recreere 10% din buget. De asemenea, edilul municipiului a prezentat și importanța autonomiei locale. Continuarea descentralizării e un lucru foarte important, e legat de autonomia locală. Și mă refer la autonomia funcțională, nu la cea teritorială. Da, facem modernizare, dezvoltare, descentralizare. Multe proiecte pe modernizare nu le-am putut face datorită lipsei de descentralizare. Lungu a prezentat și câteva din piedicile pe care le întâmpină în desfășurarea unor proiecte. La primăria municipiului Suceava, deci am modernizare, abilitat cetatea de scaun a Suceavei pe care domnul președinte a vizitat-o anul trecut. Am pierdut o parte din finanțare, din 27 de milioane de euro, 13 milioane de euro le-am pierdut în afara cetății, datorită faptului că n-am fost proprietari pe parcul dendrologic, care nici astăzi nu suntem, este pădure parc, nu este la municipiu, este la Romsilva. Am inițiat niște hotărâri de Parlament, un proiect de hotărâri de lege, să-l transferăm la Suceava. La fel, pe axa 4 durabilă, am un proiect în care pot să fac, sigur, mai multe obiective, dar unul din ele, o grădiniță într-un cartier nou, o grădiniță cu program prelungit în cartierul Opcini. N-am 5 ari de teren, în același timp, la 50 de metri de acest cartier, sunt sute de hectare la ADS, la stațiunea de cercetări agricole. M-am chinuit 10 ani de zile, sau 15 hectare de teren, 12 pentru un complex sportiv la Suceava și 3 hectare pentru un cimitir. Președintele Klaus Iohannis a ținut să dea câteva lămuriri după intervenția primarului Lungu. De fiecare dată când se provoacă o discuție între autorități locale și autorități centrale, după puțin timp, ajungem la cam aceleași concluzii de fiecare dată. Administrația din România funcționează în principiu după arhitectura, cred că din 68. Deci arhitectura statului român este cea din 1968. De atunci am făcut o revoluție, am început... Cred că nu neagă nimeni modernizarea României. S-a putut, după Revoluție, porni o dezvoltare care este vizibilă și în bună parte sustenabilă. Însă foarte repede ajungem să ne dăm seama că logica administrației locale și cu logica administrației centrale sunt diferite.